Salutare prieteni, numele meu este Marius și bine ați venit la încă un videoclip de pe canalul meu Jurnal Grădinar. Astăzi o să recoltăm castraveții. Nu am mai făcut niciun clip cu recoltarea lor decât cel care a fost la început, adică când am dat startul, dar fiind la început nu am recoltat foarte mulți. După cum vedeți, sunt îmbrăcat deja de recoltare, de luptă între ghilimele, pentru că deja am trecut prin dovlecei. Prin dovlecei trec prima oară, după prin castraveți. Intru undeva la două zile pe fiecare zi, aici depinde în funcție de temperaturile care sunt, dar în această perioadă fluctuează, o zi este cald, o zi este frig și așa mai departe, deci cam asta e media, depinde. În funcție de temperatură intru și recoltez. Cam așa arată. Nu le-am mai efectuat niciun tratament. Între timp, văd că avem câțiva, dar nu foarte mulți și aud că unii dintre noi deja au început, deci o să ne grăbim. Nu am mai postat pentru că efectiv asta fac perioada aceasta, adică recoltez dovlecei, recoltez castraveții și eventual irig și cam atât. Deci nu am avut chiar așa materiale ca să arăt, de aceea noi nici nu am mai postat foarte mult. Bun, să nu mai lungi cu vorba și să trece la treabă. Umplu cutiile, mă duc să mai iau un sac să și o cutie. De toamnă îi punem în saci pentru că se păstrează mult mai bine. Mulți dintre voi m-ați mai întrebat despre sacii aceștia, dar pe net nu prea am găsit sau n-am căutat unde trebuie. Eu iau de la o fitofarmacie aproape de mine. Și se păstrează mult mai bine, asta este ideea, de aici și punem. Bun, o să trecem la treabă. Deci avem 1, 2, 3, 4 cutii.
au aproximativ 20 de kilograme, pentru că nu sunt chiar așa pline, din 1000 de plante am în acest solar. Deci 4 cutii ori 2, undeva 20 de kilograme cutia, 2, 4, 6, 8, 80 de kilograme. Cam așa luăm toamna, îi luăm și puțin mai mici, pentru că așa se caută. Vă aduc și mai aproape să-i vedeți. Acum să ne mutăm la următorul, pentru că astăzi este și zi de piață, așa că trebuie să ne grăbim. E plină și asta era aici, mai am un sfert. Deci din acest solar, care este cel mai mic, am scos 3 baxuri. Tot așa punem la 20 de kilograme, de 60 și cu 80-140, mai mult ca sigur vă spun că rotunjim la 150 că au. Mai avem un rând, mai este să mai iasă cam o jumătate de cutie, dar nu mai o punem la socoteală. Din 800 de plante am în acest solar. Castraveții sunt cod, pentru cei care sunt mai noi și nu știu, cod. Am pus anul acesta de toamnă. Și acum să ne mutăm în solarul celălalt și să vedem în total cam cât a recoltat.
exact 3 cutii din acesta, unde am și cele mai multe, dar aici plantele sunt puțin mai mici față de cei de acasă. Eu estimez că încă nu rup încă după copil pe care i-am lăsat. Estimez că de săptămâna viitoare o să rup din toți după copil și atunci o să fie mult mai mulți. Și totodată o să și vă arăt și când o să rupem. Păi, facem și aici 3 cutii, ori 2, în jur de 60 de kg, costă 50, în jur de 210, 220 mai mult ca sigur. După 2 zile, practic ieri n-am intrat în ei și acum cu ei la piață. Cam asta a fost clipul, dacă v-a plăcut și dacă v-a fost util, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte mult, să vă abonați. Mă găsiți și pe Facebook și pe Instagram, unde postez și acolo zilnic, și pe TikTok. Aveți linkurile în descriere, așa că până data viitoare, vă salut cu respect!